un lucru esențial care l-ați spus. Am scăpat oricum. Toate exemplele care mi le-ați dat, inclusiv cel care vă privește. Dar omul asta își reprezintă. Domne, treceam prin față pe la cotru. Eu cred că atunci am zis, bă, pentru prima dată domn profesor s-a enervat și a strigat la cine când a intrat ăla cu buldozer în zi. Zic, cred că s-a speriat și a auzit niște țipete din Cotroceni și a zis, să nu vă mai prind că voia mama dracului. Vreau să revin la acest lucru. Ați dat exemplu și personal și bine ați făcut, exemple din sectorul privat. Povestea asta cu să privatizăm și cu sectorul privat nu e, cum spuneați dumneavoastră, așa, că sunt și buget. Sunt printre puținii care sunt privat și bugetar, sunt și director la teatru. E adevărat. Unde discut după problemele economiei de piață. Fraților, cui nu-i convine munca? Beția, fumatul afară, programul este ăla, unghiuțele tăiate pe batistuță la muncă. Asta este salariul, încerc să vi-l îmbunătățesc din resurse personale, oferi sponsor, chestii, nu știu ce, dar nu. Mie mi-a intrat în cap. Mircea Dinescu zicea foarte bine după în zilele alea lui decembrie 89, spunea, dom'le, ce e revoluția? Când ne-am apucat noi după aia să facem ca să avem cu colții. Revoluția nu e o chestie, iarăși, nu și-o reprezintă nimeni așa la nivel macro. Alții să se ocupe de lucruri macro, da? Fiecare să-și facă revoluție la locul de muncă și în capul lui. Și atunci revoluția reușește pe plan global. Vedeți, domnul, că dacă spuneați lucrurile astea mai de multe ori în ultimii 3 ani, totul era altfel. Pentru că exemplul care mi l-ați dat mă duce exact pe firul pe care vreau să umblu și l-ați făcut-o mai bine decât mine. Mai întâi v-ați dat exemplu pe dumneavoastră ca privat. Da? Și ați spus, iată ce fac eu ca privat. Ați dat exemplu excelent. Dumneavoastră ca privat cu niște angajați privat. Dom'le, nu muncești, afară, faci lucruri. După aia ați dat exemplu unui privat care s-a format cu o mentalitate de om care are proprietate și vrea să câștige și apoi ajunge chiar în sectorul bugetar. Dar el vine în sectorul bugetar cu mentalitatea asta de privat. Asta e cheia. Asta este cheia. Nu e o nebunie a lui Constantinescu sau altora. Dom'le, hai să privatizăm. Nu, problema este următoarea. Nu poți să produci fără să vinzi, fără să obții profit. Ori această idee a noastră, care spune, dom'le, să avem niște uzine, acum, să avem niște uzine de astea. Am înțeles acum. Deci toți atunci, a 96, au zis, domn profesor, vă băgăm în față că vorbiți așa, facem, dregem, după care câștigăm alegerile, 3-4 ani ne facem privați toți, ca după aceea să lucrăm bine în sectorul bugetar. Nu. Acum am înțeles. Domn profesor, lăsați-ne în pace. Dumneavoastră acolo cu o cafeluță fără cofeină și cu zaharină, o friptă din asta rasol, așa, și lăsați-ne pe noi să ne privatizăm bine. Miniștri, firme, SRL-uri, nepoți, parlamentari, chestii, și după aceea o să lucrăm bine și în sectorul bugetar. Acum o să vă spun ceva care poate o să vă mire. Ar fi fost bine să fi fost și așa. Problema este că nu vor în privat, ci vor numai în bugetar foarte mulți. Asta e problema. Pentru că în privat înseamnă să-ți asumi riscuri. Normal. Înseamnă să-ți asumi riscuri. Ori la noi oamenii nu vor să-și asume riscuri. La noi vor să împingă riscuri. Riscurile la alții, la noi este câștigul. Ori această dură școală a vieții este extrem de dificil de parcurs, pentru că unii reușesc și unii nu reușesc. Ori marea dramă pe care o trăiesc multe persoane și care explică cu adevărat nostalgia după perioada comunistă, nu este numai că oamenii, mulți dintre oameni o duc prost, dar este pentru că alții o duc mult mai bine. În perioada, eu am făcut parte dintre un lector cât eram și cu familia care o aveam, stăteam la cozi, mă zbăteam, mai făceam un contract, mai mă duceam în plus ca să mai câștig un ban. Dar toți o duceam prost. Deci problema era și ăla care ar fi putut să muncească bine, și ăla care nu muncea deloc, o duceau tot la fel. Și ăla care putea să facă ceva. Deci acum a apărut o realitate care uneori este foarte greu de suportat. Pentru că îl vezi că unul se ridică, eu vorbesc nu de cei care fură, deci nu discutăm de cei care fură. Asta este o altă categorie, care au înțeles libertatea de a fura și au înțeles economia de piață, cum să fură mai bine. Eu vorbesc de oamenii care chiar muncesc în țara asta și sunt destui de mulți, care muncesc și au. Deci, și mi-e greu să suport că el poate și eu nu pot. Pe când logica acestei societăți de economie de piață este următoarea. Să-i încurajăm, exact cum a spus dumneavoastră,
scăzând taxe, impozite de pe popor, pe cei care pot să muncească, au forță, să luăm bani de la ei și să-i ajutăm pe cei care nu pot. Dar până când acest mecanism începe și să schimbă în creierele noastre, este o perioadă de confuzie. Și atunci dăm vina pe cineva. Mi-am spus a 7 ore că am spus bine și mi-aduc aminte de anul, trecut, de 1 decembrie, când am vorbit la telefon, erați la Atene la un concert și v-am trimis un copil de la Colegiu Pro și s-a legat discuția de consilier, de nu știu ce, și a zis, nu veniți noastră, domnul Chionescu, pe post de consilier, pe salariile astea de mizerie. Și aici, iată că a trecut un an de zile, eu v-am spus atunci, dumne, eu vin cu bani de acasă, eu vin gratis, că așa am învățat în cărțile de istorie, că înainte intrau boieri în politică, veneau cu bani și cheltuiau averile și așa mai departe. Punem punct acest aspect și vorbim puțin cu cetățeanul, cu omul Emil Constantinescu, pentru că de aici pornesc toate și probabil sunt niște întrebări de asemenea simple care stau pe buzele tuturor. Vine 2000. Nu știu cât vă afectează sondajele sau nu. Și cât credeți în ele. Ce faceți? Ce se gândește Emil Constantinescu acum? Că rămâne singur. Doarme, nu doarme, se face 4 dimineața. Unde am greșit? Mai candidez, nu mai candidez, duc lucrurile până la capăt. Mă bat să recâștig într-un an, bănuiesc că sunteți o fire bătăioasă. Încăpățânată, și perseverent. Bine, cum spuneți dumneavoastră. Ce gândește omul? M-am băgat într-o cursă, îmi pare rău. Unde am greșit? Unde mi-am asumat? Schimb foaia? Dacă voi candida, cu ce ofertă vin? Dacă voi câștiga, continui, dacă nu voi mai, poate nu mai candidez, poate candidez și pierd. Vă gândiți la toate lucrurile astea? Da. În general, cred că de când eram copil aproape, am gândit pe termen lung. Adică m-am gândit totdeauna cum ar arăta viața mea până la sfârșit și după aceea am trăit-o ca și cum următoarea zi ar fi ultima. Această îmbinare, cred eu, că îți poate asigura o evoluție care cel puțin să te facă să privești tu la tine cu încredere. Și poate atunci te ajută și soarta. Nu regret. Nu regret că am candidat, pentru că este o experiență fascinantă. M-am întâlnit de nou acum cu mulți șefi de state. Am reușit în 3 ani, într-un timp foarte scurt, din câțiva dintre ei, care nu sunt persoane lipsite de importanță în decizia lumii, dar să-mi fac chiar niște prieteni. Cu cine sunteți mai prieteni așa? Sunt cu câțiva, îmi pot să spun, în relații umane foarte apropiate, pentru că pe noi ne închid în aceste sări și vă spuneam, există și aceste întâlniri de președinți unde nu există la cafeaua dinainte, timpul mesii, nu sunt translatori, nu sunt decât președinții și șefii. Și zice, Bill și Emile candidează, abia în mandatul al doilea am cunoscut-o pe Monica, zice. Primul mandat e așa, să înveți, intrările, ieșirile. Să discut. Da, vreau să vă spun, în mandatul al doilea e mai mișto. Vreau să vă spun că am citit o carte care, într-adevăr, mi-a trimis Octito, mi-a trimis câteva cărți. Clinton, și o să vă dau, dacă vă interesează să citiți, Clinton. În anul 3, în primul mandat în anul 3. Era ca la noi. Exact. În mandatul lui. În primul lui mandat în anul 3, anul 3 e fatidic. Anul 3 este anul cel mai rău pentru orice mandat al tuturor. Deschideți ziarele și Nu. Am vorbit cu fostul prim-ministru al Ungariei, care acum, mă rog, demarat economia, în anul 3... Nu. Ăsta e președintele. Gönț era președinte și la ei președintele... La fierul la... Da, la ei, exact. La ei președintele nu are atribuții. Are atribuții foarte puține. Este ales de parlament și nefiind ales de parlament, oamenii nu și-au pus în el ca la noi. Deci asta este rezultatul alegerilor directe. Toți președinții care sunt aleși în mod direct sunt purtătorii unor speranțe. Oamenii spun, domnule, eu pe dumneata te-am ales. Nu mă interesează. Eu am avut în capul meu
să-mi realizez aceste lucruri. Un președinte care ales de Parlament, în general, și rolul lui constituțional, ca în Ungaria, chiar ca Havel, de pildă. Mărturisesc că am rămas uimit acum vreo câțiva ani. Eram convins că Germania sau Italia sunt ale primilor miniștri. Da, au că niște președinți, dar care... Am rămas șocat când am aflat că Austria are un prim... Bă, nu i-am, zic, dar apar odată... Austria a schimbat acum și l-a ales pe un vot direct și dintr-o dată a devenit mai important. Apar odată așa, la 2-3-4 luni, la reprezentări de stat. Președinții, președinții care, într-adevăr, devin importanți, devin importanți... Gyula Horn îl chemă. Da, nu atât prin atribuții constituționale, pe faptul că oamenii aleg direct și nu mai sunt tributari jocurilor de culise din Parlament. Dar revin acum la ceea ce vroiam să vă spun. Îmi povestea Gyula Horn că în anul 3 al mandatului în care a făcut reformă a fost un dezastru. Studenții, era ca la noi, studenții au intrat până pe treptele guvernului, erau manifestații întregi, jos Gyula Horn și reforma lui nenorocită, pentru că și la sfârșitul a 4 ani, sigur că Ungaria deja a depășit faza aceasta dură și a început să culeagă rezultatele și astăzi, pentru noi, cred că ar trebui să fie un moment de... Asta trebuie să fie mândria națională. Dar de ce ei pot și noi nu putem? Valesa, ce sfat v-a dat? Cred că știți că am discutat odată. Valesa mi-a spus... Valesa am discutat... cred că eram de o lună președinte. Și a venit special la Varșovia. Eu fusesem invitat de nou președinte. El nu venise niciodată în palatul ăla, se supărase. A venit special pentru mine. Am stat într-o... A fost o discuție absolut senzațională. Râdeam și afară ziariști auzeau niște râsete. Nu știau ce se întâmplă. Valesa îmi dădea sfaturi. Îmi spunea, eu te iubesc, Emil. Zice, dar sfatul cel mai important este să nu te aștepți vreodată ca cineva să aibă vreo recunoștință pentru ceea ce faci. O să faci probabil multe lucruri bune, nimeni nu o să recunoască nimic, să știi de la început chestia asta ca să n-ai iluzii și atunci poartă-te ca atare. Nu, în primul rând, nu ceda tuturor acestor argumente de tip populist care o să apară și la tine. Nu te du și circula cu o mașină mică. Lumea trebuie să știe când vine președintele. Ia-ți limuzina cea mai mare, pune pe ea, nu un girofar, pune 7 girofaruri, a zis Valesa, să fie ca un pom de Crăciun, așa, bagă în față mașini de polițiști, să urle acolo, oprește ca să știe lumea că treacă președintele. Să știe lumea, trece președintele și președintele trebuie respectat. Nu fă prostia, alege sediu cel mai bun, du-te într-un palat, locuiește într-un palat. Locuiește într-un palat, nu, nu. Valesa și-a luat palatul. Locuiește într-un palat și nu aștepta să-ți dea unii... Deci a fost posibil, iată, și simbolul Revoluției... Și mi-a zis și schimbă-i pe toți, zice. În primul rând, zice... Asta n-ați făcut-o. Ba nu, asta am făcut. Asta n-ați făcut-o. N-ați făcut-o cu schimbatul. Zice, schimbă-i pe toți acum repede, pentru că după aia devine așa de drăgălaș, zice, încât încep să-i iubești și pe ăștia care, și pe ăștia care te critică. Asta, nu, asta ar fi fost, măcar ar fi fost o chestie. Doamne, 17 noiembrie 1996, 18:09 dimineața. Mersi, vă pup, vă iubesc, îmi iau și eu niște consilieri. Nu eram pregătit. Îmi iau și eu niște miniștri. Polonezii au altă structură. Dar polonezii cum a fost posibil? Poate... Eu înțeleg. Puteți... Și mi-a mai spus un lucru. Cal alb să fie. Mi-a mai spus un lucru. Zice, domnule, zice, stai să spun ceva. Zice, Emil, stai să spun o chestie care mi s-a întâmplat mie. Ca să nu, zice, nu te lua după gura. O să-ți facă toate porcăriile din lume. Stai liniștit și nu ceda. Zice, eu am primit un premiu, eram la modă, am primit un premiu de la Paris de 10.000 de dolari. Și m-am gândit ce să fac eu, hai să fac un gest nobil, a zis el. Am luat și am donat unui orfelinat de copii. A doua zi am citit în presă. Dacă Valesa a donat 10.000 de dolari, înseamnă că cel puțin 90.000 și-au oprit pentru el. Apropo de povestea asta lui Valesa, aveți loc de tirurile cu țigări în Scrobiște? Lăsați odată populația când plecați în noastră. Veniți, domnule, mai faceți acolo niște porți deschise, ca să nu mai vorbim de alte lucruri pe care cred și eu cu mintea mea înceată că se pun mai ales în seama fiului dumneavoastră sau eu știu că depășesc orice imaginație aici sau
aici, aici, probe, nu? Nu-i cu probe și la exact, noi? Exact, nu, de la noi nu-i cu probe. Aici e problema. Deci, dar explicați-mi una cu după părerea noastră. Cum vă explicați că un simbol al sindicalismului, al revoluției poloneze, al schimbării Macazului Cavalesa, purtat pe brațe de mulțime, s-a dus? Eu am avut viziunea asta. Eu v-am spus de la început... Gorbaciov, reformist. Nu, Gorbaciov n-a prea fost reformist. La el problema asta a fost că n-a fost reformist. N-a fost? Păi nu, el a crezut că poate intră să meargă și... Intră în cartea de istorie ca de omul istorie care pentru, a schimbat... Pentru glasnost. Pentru glasnost intră. Eu cred că și țările astea care am fost comuniste din Europa datorăm permisiunii pentru, Moscovei... Pentru glasnost. Într-adevăr, schimbării... pentru transparență, pentru libertate, pentru adevăr, pentru lucrurile care oamenii, cum v-am spus, le apreciază ca sănătatea. De sănătatea, vă spun mereu acest lucru, sănătatea, pentru că asta poate să înțeleagă oricine. Sănătatea o apreciezi când nu ai. În momentul în care ești bolnav, nu te mai interesează nimic. Vrei să fii sănătos. În momentul în care ești sănătos, te interesează ce mănânci, cum te distrezi, ce mai faci. Așa este și problema libertății, problema păcii. Deci probleme fundamentale pentru care eu aștept să fiu judecat, pentru că eu aș vrea să fiu judecat, de-abia aștept să fiu judecat cu duritate de poporul român, pentru ceea ce era datoria mea să fac. Să mi se spună, pentru că aici nu ai acționat în România, în loc de pace a fost război. Am fost atacați. Este în țară un ordinat... Și asta e adevărat. Văd acum un film pe Discovery cum se reașează toată gândirea despre Nixon în America și încet, încet... A fost un mare președinte. Eu nu vreau să spun acum, poate e nepoliticos să așteptăm să treacă 20-30 de ani să vedem locul fiecărui președinte după 90 în România. E singur. Oricum lucrul se va întâmpla. Dar am rămas uimit și m-am pus și eu la punct ce a făcut Nixon, ce n-a făcut, dar iată că americanii, văzând cine a fost înaintea lui și cine a mai venit după, au început să reconsidere exact poziția lui și tot din cauza politicii externe. Nixon a avut un singur... Am învățat și asta. Nixon a avut o frustrare enormă care a avut-o în fața presei. Deci presa nu l-a iubit niciodată. Presa l-a iubit pe Kennedy, l-a creat, pe Nixon nu l-a iubit. Și el a suferit enorm pe lucrul ăsta. Dar adică, și dumneavoastră, sau așa apare tot în presă câteodată. Tocmai sunteți pus în situația, sunt răstălmăcit, tot ce e negru în societatea românească, presa exagerează. Pune mai mult pe prima pagină, credeți? Cum să vă spun, toate discuțiile se poartă pe ce ar fi spus președintele. Deci a auzit cineva de la altcineva că președintele ar fi spus, scrie acest lucru și după aia să discute. Da, asta e altă problemă. Eu am învățat, de pildă, că nu te poți supăra pe presă niciodată, așa cum nu te poți supăra pe oameni. Și cineva spunea o vorbă foarte interesantă, a te supăra pe presă pentru că nu apreciază că faci bine ceea ce faci, este ca și cum și a cere presei să aprecieze că faci bine ceea ce trebuie să faci, este ca și cum ai cere unui taur să nu te atace fiindcă ești vegetarian. Nu asta este problema. Trebuie de la început să-ți asumi riscurile. Da. Să fii convins că ceea ce faci este corect, că este cinstit, pentru că istoria de care vorbeați dumneavoastră nu e o ficțiune. Istoria te recuperează. Mai intervine să un lucru românesc aici care este extraordinar. Sunteți vegetarian? Că eu sunt taur. Nu sunt vegetarian, deci așa că atacați, puneți cornul, băgați cornul în jos. Nu atac, e ziua dumneavoastră, mă schimbăm vorbe. Vă întreb, ați alunecat ușor pe lângă povestea aia cu anul 2000. Dacă spuneți că la nivel de economic câteodată poți începe o reconstrucție atunci când ajungi jos, procentajele de astăzi vă ambiționează? Am mai spus de multe ori, nu mă interesează decât vă limpezesc, nu, vă ajută să vă... Nu mă interesează decât ca stare de spirit a populației pe care un președinte trebuie să o ia în considerare toată vremea și eu iau totdeauna ce este mai negativ în considerare în ceea ce mă privește. Pentru că românii au multe păcate, dar nu sunt tâmpiți. Dacă vii la ușa unui român și îl întrebi mâine, dacă duminică sunt alegeri prezidențiale, dumneata cu cine votezi? El știe foarte bine că mâine duminică nu sunt alegeri prezidențiale.
El îți răspunde, domnule, ce fac eu? Mie e frig în casă, iată că iară s-au scumpit la piață, ia să-i mai dau eu așa niște șuturi. De ce mi-a plăcut povestea asta, că nu putem reuși decât împreună? M-au invitat toată niște colegi ziariști și hai să e la sala patru cu Alianța Civică. Sunt băieți subțiri, intelectuali, să vedem ce zice. Și am intrat acolo și eram lângă un prieten poet și în față era un domn și adusese niște beri reci într-o pungă de un leu. Și le pusese așa sub scaun și prietenul meu ăsta a plecat, a luat două beri din pungă, mi-a dat și mie una și ăla s-a întors. Ce faceți, bere? Luați din bere? Nu putem reuși decât împreună. Dragi prieteni, se pot discuta, chiar ar trebui, v-ați gândit vreodată că în momentele grele, cum a fost și cu Roosevelt și cu alții, și oricine aici, iarăși depersonalizăm puțin, președinte, în vremuri mai grele, mai austere, n-ar trebui să, el avea o chestie la gura sobei, spunea Roosevelt, la radio. Dom'le, ieșitul ăsta puțin mai des explicatul, starea națiunii în care ne aflăm, dacă tot eu sunt președintele tuturor românilor sau cu tare, văd că ăla nu vă spune, vă spun părerea mea de cetățean, eu vin și vă spun. Asta este. Atâta sau am estimat greșit. Eu cred că numai sinceritatea ne mai poate... Aici este greșeala. Pentru că să nu mai spuneți că ați dat un comunicat, l-a luat consilierul, l-a mai redactat puțin, l-a dat la nu știu ce ziarul, a ales partea cu... A fost odată și pe curând am încălecat poșa. De ce nu... De ce nu aveți un purtător de cuvânt, iată, de 4 ani de zile? Nu, am purtător de cuvânt, mă rog, și se simte, pardon, de câteva luni. Dar șase luni. Se simte. De ce primii 3 ani doi ani jumate? Eu am greșit. Deci recunosc că asta a fost o greșeală care am făcut-o mare. Am pierdut contactul, am pierdut dialogul cu populația pentru că am plecat de la o idee greșită. Că dacă, în primul rând, dacă ai un serviciu, cum am considerat eu, stai și muncești acolo și lumea o să observe că ai făcut. Nu e adevărat. Omul așteaptă, în primul rând, să-i și spui. Dom'le, fii atent că eu am făcut chestia asta. Eu am crezut că o să vină alții să spună. Dom'le, uite că s-au făcut... El privește pe președinte și ca pe proprietatea lui. Dom'le, te-am ales, ești al meu. Eu am crezut că o să te plătesc, mai... spune-mi măcar. Da, eu am crezut însă că o să mai fie și alți oameni care o să spună, dom'le, uite, a fost o problemă importantă pentru România. Uite, președintele a făcut chestia asta. M-am convins că nimeni nu vorbește. N-am văzut pe multă lume plângând la poartă pe la Cotroceni. Ieșind din Cotroceni. Cred că am greșit. Pentru că am pierdut acest contact direct de tipul ăsta care suntem acum, deci în care se pune o întrebare, răspuns, spui ce este adevărat, fiindcă omul simte, să simte dacă trișezi. Televizorul, cât pare el așa o sticlă... Asta e una din cheile succesului meu. Da. Sinceritatea, vedeți? Aici nu se pot da ordonanțe de urgență. Nu numai... Sunt și la noi sondaje, mai așa, mai... Să știți că nu numai Roosevelt, Clinton face treaba asta. Clinton săptămânal... Vine pe pagiște, săptămânal, își pune... Nu numai pe pagiște, are emisiuni la radio, da, în fiecare săptămână. Vine la televizor. Deci el vorbește cu oamenii. Însă el a venit președinte după Bush. N-a venit după cineva care a venit după altcineva, ca la noi. Ori, mie mi-a fost... Am cedat aici că în momentul în care apar pe ecran... Asta o iau pentru acasă, că n-am prins-o prea bine. Ideea... Asta e interesant. O să luați la Cațavencu un premiu. Deci eu am venit ca cineva după altcineva. E interesant. Însă, la noi ideea asta, lumea era saturată. A spus, dom'le, iar vine ca Ceaușescu acum. Iar toată ziua deschidem televizorul, tot pe Constantinescu. Și comuniștii au zis, bună ziua, să rămână mamă. Acum, nu toate lucrurile au fost compromise în România, că le-au făcut comuniștii. A trebuit 3 ani. Și hai să fim serios, Ceaușescu nu venea decât de anul nou. Și ne spunea cuvântări stricte, da, mă rog. Sau la congres. Ceaușescu nu venea la televizor. E adevărat că era toată ziua Ceaușescu, da, de sus până jos. Dar poate că ar fi... Adică la noi un fel de... Nu trebuie să aruncăm tot. Eu aș putea spune, adică nu numai că nu le-am aruncat. La noi este o chestie... Ne-am întors pe dos. Deci, acum am ajuns într-o situație simetric, aproape am plecat de unde am venit. Deci, pe vremea lui Ceaușescu, toată lumea îl lăuda pe Ceaușescu, fără excepție. Acum toată lumea îl critică pe președinte, fără excepție. Deci unanimitatea s-a realizat. Nu a semnul s-a schimbat. Unde îl lăudau pe Ceaușescu? În presă. Ai lui? Ai lui. Ai lui. Lui erau toți. Care nu erau? Eu nu eram al lui.
A, dar acasă, cu prietenii. Nu, 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 nu. Eu vorbesc îmi pare ce se întâmplă foarte... pe televizor. Când am făcut o cerere să plec afară, atât aveam în dosarul de securitate. Călinescu spune bancuri și îl critică pe Ceaușescu, dar să ia actor, îl lăsăm în pace. Deci scriseseră asta. Este adevărat. Eu am început să înțeleg că se va întâmpla ceva când am văzut pentru prima dată, vreo câteva luni înainte, pe marginea traseului, ăia care îl păzeau, și începuseră să cam murmure printre din zgâra. Opa, zic, le-a mai pierit din ele, nu mai ne îmbrânceau așa tare, mai ne lăsau să trece. Dar nu, și eu conștiincios l-am întrebat, dar pot să trec pe zero? Treci. Dar ce ai vrea? Vreau 12. Deci, zic, dacă gradații au început să...